O mamă româncă a născut gemeni pe autostrada A24 din Italia, la bordul unei ambulanțe în care se afla atunci în drum spre spital. O naștere reușită, iar femeia a născut un băiat și o fată perfect sănătoși. Conform mesajul Pungro, bebelușii sunt sub observație acum la Policlinica Umberto și așteaptă să poată merge la noua lor casă din provincia Roma. Nașterea a fost primită cu bucurie de primarul orășelului din provincia romană, Franco Tozi. Ne bucurăm pentru proaspeții părinți care locuiesc de ceva vreme în țara noastră, cărora le transmitem cele mai bune urări în calitate de administrație municipală. Nașterea de urgență a avut loc în noaptea dintre sâmbătă și duminică, după ce tatăl și mama au cerut o ambulanță pentru a duce femeia la Spitalul San Giovanni din Tivoli. Fuga către spital a fost întreruptă însă la ieșirea Castel Madama de pe autostradă, după ce româncei i s-a rupt apa, de aici și necesitatea nașterii gemenilor direct în ambulanță. Din fericire, a fost o naștere reușită, iar mămica româncă a născut un băiat șofată perfect sănătoși. Ambulanța și-a reluat drumul până la Tivoli, unde personalul medical a avut grijă de româncă și de cei doi bebeluși născuți prematur. Apoi, micuții au fost transferați la Policlinica Umberto din Roma, fiind monitorizați având în vedere nașterea prematură, dar în stare bună. Dubla naștere a fost sărbătorită de locuitorii din orașul în care cei doi părinți locuiesc, un oraș cu puțin peste 800 de locuitori. Pentru a-i felicita pe noi părinți, primarul Franco Tozi a spus, Ne exprimăm fericirea și cele mai bune urări mamei și tatălui, un cuplu frumos care a decis să-și crească copiii în țara noastră. Orașul în care locuiesc cei doi părinți, ca și în restul Italiei, se luptă cu scăderea natalității. Pentru un orășel ca al nostru, continuă primarul, sosirea a doi noi copii este un motiv de sărbătoare. Ca toate orașele mici din țară, riscăm să rămânem fără elevi pentru grădinițe și școli primare. Acești doi noi sosiți ne vor permite să ținem școala deschisă. Ne bucurăm foarte mult pentru noi părinți cărora le dorim un viitor luminos și fericit, relatează mesajul .ro.